Republica Moldova, Ucraina și alte state candidate la aderare fac progrese în realizarea reformelor și trebuie ajutate să devină cât mai curând membre ale Uniunii Europene. Este mesajul președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen transmis astăzi în timpul discursului său anual privind starea Uniunii ținut în Parlamentul European. La scurt timp după aceste declarații, Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu un mesaj în care precizează că Republica Moldova a făcut progrese semnificative pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar aceste declarații încurajatoare reprezintă o confirmare a eforturilor depuse. Totodată, autoritățile vor continua să lucreze pentru îndeplinirea celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, astfel încât să se primească un aviz pozitiv privind începerea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui an. Ursula von der Leyen a îndemnat țările Uniunii Europene să renunțe la vechile dezbateri politice care împiedică extinderea blocului comunitar. Ea a subliniat că, în pofida agresiunii și amenințărilor Rusiei, țările candidate la aderare reușesc să avanseze în aplicarea celor mai importante reforme, iar Uniunea Europeană ar trebui să le sprijine cu aceeași hotărâre. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. And history is now calling us to work on completing our union. In a world where some are trying to pick off countries one by one, we cannot afford to leave our fellow Europeans behind. In a world where size and weight matters. Ursula von der Leyen a subliniat că executivul european cooperează strâns cu toate statele Uniunii Europene pentru a identifica progresele înregistrate de către țările candidate la aderare și a le ajuta să devină mai rapid membre cu drepturi depline ale blocului comunitar. I am very happy to announce that we will open the rule of law reports to those accession countries who get up to speed even faster. This will place them on an equal footing with member states and support them in their reform efforts. And it will help ensure that our future is a union of freedom, rights and values for all. Ursula von der Leyen a amintit că aderarea la Uniunea Europeană se bazează pe meritele obținute în domeniul aplicării reformelor de către fiecare stat candidat și că executivul european va susține mereu acest principiu. Republica Moldova și Ucraina speră să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an, dar mai întâi Comisia Europeană va prezenta un raport de evaluare a progreselor în luna noiembrie.